Ia uitați-vă! A venit iarna! Super tare, a nins! Trebuie neapărat să ieșim afară la o plimbare, mai ales că astăzi sunt liberă. Vă salut și eu, mă vedeți și pe mine acum. Neața, dragilor, și bine v-am găsit la un nou video la mine pe canal. Eu am o dispoziție foarte bună pentru că astăzi sunt liberă și e weekendul meu în care sunt liberă, că facem un weekend și un weekend cu colegul și astăzi pot să fac ce vreau eu, să stau, să... nu știu, am de făcut curățenie, dar am dormit până târziu, m-am uitat la filme, aseara m-am dormit, am venit foarte obosită de la muncă și m-am culcat pe la ora 7. Și la ora 12, evident că m-am trezit și nu mai puteam să dorm, așa că m-am uitat la două filme pe Netflix și după aia m-am adormit din nou și am dormit până la 10. Acum este ora 10, eu abia ce m-am trezit, încă mai tușesc, încă sunt răcită, chiar dacă sunt sub antibiotic, mai am simptome, nasul înfundat, dar sunt ok. Mă duc să-mi fac un cappuccino și să-mi pregătesc micul dejun, apoi vreau să vin să strâng prin cameră, să fac un pic ordine în dulap, pentru că e vraiște, și după aia o să ieșim afară, cred, sau să fac duș înainte, vreau să fac și baie astăzi, adică să mă epilez, să fac toate cele. Da, vedem care este ordinea, oricum mă prind. Dragilor, am ieșit afară. N-am mai filmat nimic astăzi. Am făcut puțină curățenie în casă, dar nu avem unde să pun camera, pentru că GoPro-ul nu stă așa. Trebuie pus undeva și nu aveam unde. Iar camera care o pun de obicei pe trepied nu avea încărcate bateriile. Și atunci n-am mai filmat. Dar am zis totuși că ies afară.
pentru că se duce zăpada, deci nu, nu e zăpadă de aia care să stea. Nu e foarte frig afară. Eu mi-am luat căciula în buzunar, dar nu cred că o să mi-o pun, pentru că nu e așa de frig. Vreau să merg în parc. Inițial am vrut să merg pe deal. Este aici un deal foarte fain și se vede priveliștea foarte faină. Doar că e plin de câini sălbatici, sălbăriciți. Și nu de ăștia care sunt prin oraș, ci mai sălbatici. Și mi-e frică să mă muște. O să o iau pe aici. N-a nins foarte mult, dar na, suficient cât pe străzi să se facă floșcăraie. Ce faină e casa asta, stați să vă arăt. Asta. Mi se pare așa de faină. Deși are geamurile cam mici, dar e făinuță așa pentru că e retrasă. E exact ce ți-ai putea dori, știi, o casă retrasă în oraș, dar totuși un pic mai departe de aglomerație. Acum cobor niște trepte, așa că iar n-am făcut nimic azi, nimic productiv, am mai și dormit, pentru că mă durea capul, nu știu, mă usturea așa capul. Și după ce am dormit, mi-a trecut. Deci asta aveam nevoie de odihnă. Chiar vorbeam cu o prietenă că mă întreba cum mă mai simt și am zis că na, mult mai bine. Doar că dimineața tot am problema asta, că îmi zvâcnește capul. Adică când mă trezesc, îmi zvâcnește foarte tare capul. Ca și cum creierul ar fi inflamat. Și chiar mă și mișc puțin așa, în față, în spate, cu capul. Capul se mișcă un pic. Da. Nu știu, e un pic aiurea. Cam o oră îmi ia până îmi revine imaginea, pentru că văd și în ceață dimineața. Și o oră îmi ia până îmi revin cu totul. Ideal ar fi în ora aia să nu mă ridic din pat brusc, pentru că amețesc. Dar n-am cum. Eu mă trezesc, trebuie să merg la muncă, oricum mă ridic din pat, oricum amețesc. Asta este, dar data viitoare o să-i spun medicului. Vai, ce noroi s-a făcut aici pe stradă. Trebuie să merg cu grijă. Pentru că pe stradă, cum au mers mașinile, s-a topit zăpada și s-a făcut un noroi și o apă. Vai, aproape că nu-mi venea să ies din casă, dar am zis că nu, trebuie să ies. Și faptul că filmez m-a motivat să mișc fundul afară. Vai, era să cad. Dacă... Nu-mi dau seama dacă e asfalt aici sau sunt pietre și... Haideți că filmez când ajung în parc. Ia uitați-vă ce frumos e parcul. E liber, liber, pustiu parcul. Oare aici pot să mă așez? Stați să văd dacă nu-i ud. Nu-i ud. Cred că a mai stat cineva aici. Super. Hai să mă așez o leacă. E foarte întunecat, așa înnourat afară. Cred că va mai ninge. Pentru că s-a anunțat la vreme că va ninge, că va fi frig. Încă suntem iarna. Ianuarie, februarie, până în martie, încă mai are dreptul să ningă, nu? Dar e un aer foarte curat și foarte fain.
Și îmi place că el, că nu e nimeni, că pot filma în voia cea bună în parc și nu e nimeni. Eu m-am machiat o leacă, nu știu cât se vede. M-am dat cu acel CC cream, am continuat să-l folosesc. Pentru cei care nu ați văzut, am făcut un unboxing la CC cream-ul de la Silky and Shine, parcă. Și chiar, nu știu, mi se pare că mă ajută și la coșuri, pentru că n-au mai apărut atât de tare coșurile. Și mi se pare foarte fain, foarte fain. Îl folosesc în fiecare dimineață, am înlocuit deja fondul de ten. Folosesc și pudră pe deasupra, pentru că nu rezistă dacă îl dau doar pe el fără pudră. Nu rezistă peste zi, rezistă câteva ore, dar după aia se duce. Și ca să-l fac să stea acolo, aplic și pudră. Și ce mi se pare și mai interesant este că seara, când mă demachiez, nu rămâne pe dischetă demachiantă foarte mult produs. Foarte puțin rămâne, adică ca și cum, nu știu, intră în piele, pielea se albește. Nu pot să înțeleg, vine un câine spre mine. Cuțilică! Ce faci, măi? Ce faci, măi? Măi, ce faci tu? Te-ai pierdut? Unde sunt stăpânii? Unde sunt? Da, chiar mi se mânca. M-a îngrijorat că nu vedeam stăpânul. Și mi s-a părut că s-a pierdut câinele, dar era stăpânul mai în spate. Și parcă intră în piele crema respectivă și albește pielea. Nu știu. E foarte fain. O să urc puțin aici dealul, vreau să văd lacul. Dacă mai sunt lebedele, sunt aici două lebede pe lac. Nu știu dacă mai sunt. Au și apărut ghioceii. Chiar de prin ianuarie, de la începutul ianuarie au apărut ghioceii, ceea ce e destul de neobișnuit. Dar asta este, se schimbă vremea, nu știu, încălzirea globală afectează vremea. Și iarna va fi mult mai târzie, cum e acum. Nu peste tot. Aici nu știu dacă pot să urc. E la deal și e alunecos. Poate o iau o trântă. Doamne! Da, uitați ce pantă și n-am urcat pe aici, pentru că alunecă foarte tare. Am urcat pe margine și când o să cobor, o să cobor pe acolo, prin parc, pentru că alunecă. Așa se vede priveliștea de aici de sus și aici este un lac care a semi-înghețat. Ia uitați! Aici pe deal e mai frig, bate vântul. În vale era mai cald. Da, super tare! Văzusem pe Netflix un film. Se numește Luna mea de nebunie. Iar vă iau cu filmele. Și mi-a plăcut foarte mult, m-am regăsit foarte mult. Era vorba despre o tipă tânără care era jurnalistă în America. Scria la un ziar, la The Post, mi se pare. Și din cauza supra-solicitării face așa o boală foarte diferită. Inițial ea debutează boala respectivă cu niște psihoze, cu niște crize. Și merge pe la medici, caut, analizele, ies perfecte, deci m-am regăsit foarte tare în filmul ăsta, pentru că exact așa am pățit și eu. Parcă era film despre viața mea. Și din cauza supra-solicitării face aceste psihoze și merge la medic, la psihiatru și dă olanzapină. Exact tratamentul pe care îl iau eu. Deci ar fi pentru psihoze acel tratament. Doar că medicii descoperă, prima dată îi spune că e bipolar, apoi îi spune că
face psihoze, îi dă mai multe diagnostice. În final, se ocupă un medic mai renumit de ea, de la o universitate, și descoperă că faptul că creierul ei era inflamat. Făcea cumva o boală autoimună prin care creierul își ataca organismul. Și zicea acolo în film că filmul este desprins din fapte reale și că doar 2% dintre oamenii care au acest diagnostic sunt descoperiți. Restul rămân cu niște tratamente de psihiatrie care își fac efectul în sensul că îl moleșesc pe omul respectiv să nu mai facă acele crize, dar de fapt nu e un tratament adecvat pentru că îți distruge creierul și sistemul nervos. În fine, foarte fain filmul. S-a terminat așa un pic cam... Bine, s-a terminat binișor. La sfârșit, fata a împărtășit povestea în acel ziar ca să afle mai multă lume despre ce a pățit ea. Și cam asta a fost filmul, mi-a plăcut foarte mult. Vai, ce frumos e! Să vă mai filmez, nu sunt lebedele. Oamenii au ieșit cu sania. Doar că nu-i zăpadă de sanie, că se lipește, nici măcar de schiuri, nu. Nici vorbă, se lipește zăpada asta. Foarte interesant cum e lacul înghețat, semi-înghețat. Așa are o poșghiță pe el. Zăpadă. Ia să pun și eu mâna în zăpadă, că n-am mai pus mâna în zăpadă de ani de zile. Wow! Parcă nici nu e așa rece. Super. Ah, ce, acum e rece. Acum simt și eu că e rece. Am stat o leacă, dar mă duc acasă că deja am înghețat. Trebuie să vină și Ciprian pe la mine și e în oraș deja. O să ajungă cam într-o oră, așa că mă duc acasă să pregătesc ceva de mâncare, să mâncăm. Și da, cam asta va fi sâmbăta mea. După aia o să fac baie și poate mă bag iar la un film. Vroiam să vă mai zic așa, nu știu cât de bine m-auziți, că a început să bată un vânt rece. Dar să vă mai zic așa, să vă mai fac update-uri despre viața mea. Urmează să ne mutăm cât de curând. În primăvară, până în martie, ar trebui să ne mutăm la noul apartament. Și deja acolo este gata tot. Trebuie numai pus mobilă și e gata. Fratele meu a luat deja frigider. Și nu știu dacă și mașină de spălat, nu știu exact. Și urmează să ne mutăm. Oh, vai, ce am înghețat! Vai! Na, cum cobor eu acum? Trebuie să am mare grijă. Că e foarte periculos. Stați așa că trebuie să mă dau de copacul ăsta. Hai ca... Super! Hai că am reușit, aproape am coborât. Cu ocazia asta îmi fac și plimbarea. Pentru că eu mai fac, nu fac exerciții fizice, nu prea am timp, dar mai ies așa la plimbări mai lungi. Și numai bine. Mi-am luat niște blugi flaușați. Și sunt foarte bun pentru vremea asta. Inițial nu mi-au plăcut. Mi se părea că mă fac grasă, că îmi face fundul mare, că picioarele sunt prea mari. Pentru că, într-adevăr, sunt blugi, dar pe interior au așa un material plușat.
și țin foarte cald și nu mai ai nevoie de altceva pe dedesubt. Deci iei blugi ăștia și ești asigurat. Și nu mi-au plăcut mie, am venit acasă, i-am luat. Am zis, Doamne, ce-a fost în capul meu când i-am cumpărat? Băi, și acum când e frig, nu-mi dau seama că am făcut alegerea bună pentru că-i port. Au nevoie de curea un pic, dar le pun curea și îi port în continuare. O să închei puțin aici. Nu știu, să închei aici videoul? Cred că da. Pentru că mi-a înghețat mâna foarte tare. Mai schimb mâna, dar tot e frig. Să o iau iarăși pe aici. Pe aici e noroi, nici nu știu dacă... Nu știu dacă... De fapt, haideți să vedem. Nu știu dacă pe partea asta e deschis. Aici este un bloc și au o parcare privată și stradă privată, cumva. Ce m-am speriat, am crezut că e un câine dezlegat. Uite că și alunecă. Și... De obicei nu e deschisă parcarea, pentru că o deschid cei care locuiesc în zonă cu cartelă. Dar tot o să încerc să urc pe aici, pentru că nu e noroi. N-aș vrea să mă murdăresc. Mi-a dat Ciprian, cred că, mesaj. Ia să văd. E ora 4, fix. E atât de înghețat telefonul că... Nici nu mai răspunde, nu mai... Stați să văd dacă... proprietate privată. Accesul interzis, da, deci nu pot pe aici, trebuie să mă întorc tot pe unde am venit, că uitați, e ușa închisă și se deschide doar cu cartelă electronică și ăsta este blocul. Da, asta este. Mă întorc. Uite o pisică. La bloc, la mine, a lăsat cineva niște pisicuțe, niște pui de pisică. Sunt vreo 5 puiuți, toți frați între ei. Și au crescut săracii. Le-au fi dat oamenii mâncare, le-a fost milă de ei. Eu nu încurajez să dăm mâncare câinilor așa de pe stradă, dar... Se face și milă la un moment dat, că te gândești că el n-are ce mânca, efectiv. Și au crescut și acum blocul nostru mai erau pisici mai bătrâne la bloc. Mai erau încă vreo 6. Și acum blocul are la pisici de cum ies afară, te întâmpină. Miau și miau! Vai! Și aici e noroi. Aici se termină visul frumos, s-a terminat aici, că începe noroiul. Ia uitați pisicuța. Pis, 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 pis. Ce faci, măi, mamă? Și aici începe noroiul. Oh, Doamne! Trebuie deja să încep din februarie să-mi programez, să-mi fac niște analize generale, să merg la dentist pentru că am o carie și vreau să o iau din timp, să-mi fac o programare și la psihiatru să văd dacă merg bine cu tratamentul. Eu l-am înjumătățit, cred că o să fie mândru doctorul de mine pentru că tratamentul pe care mi l-a dat am început să înjumătățesc porția. Și îl iau o zi, da, una nu.
cealaltă pastilă pe care trebuia să o iau de două ori pe zi, o iau o dată și chiar e ok, adică mă ajută și așa. Și cred că o să fie tare mândru doctorul de mine. Pentru că din ce am citit, ăsta era planul, să până-ți trec problemele, după aia se înjumătățește doza și apoi scapi definitiv de el. Eu nu știu dacă o să pot încă scăpa definitiv de acest tratament, dar bine că l-am înjumătățit. Doamne, ce noroi ești, mai trec mașini și aiurea. E și frică să-mi scutur picioarele, că o să mă murdăresc toată de noroi. Merg așa, până ies la asfalt. Și casa asta e superbă. Nu știu ce arhitectură are, dar e superbă. Și aici este construit un bloc nou. De fapt, sunt două blocuri. Unul e gata și mai... Ăsta e gata. Cel de-al doilea e chiar după. Totul s-a scumpit, deci nu știu. Mă uit așa că dacă înainte veneam cu două sacoșe de la magazin, acum vin cu una și am dat aceiași bani, adică rămân cu la fel. Și consum mai puțin. Poate că nu e un lucru rău că consum mai puțin, că o să slăbesc. Dar totuși, frate, nu mi se pare așa corect ce se întâmplă, pentru că salariile au rămas la fel. Și tu îmi scumpești mie, îmi faci sticla de lapte, cutia de lapte 10 lei, 9 lei 50, uleiul la fel 10 lei, adică mi se pare, frate, unde am ajuns? Ce se întâmplă? E o criză care nu o să se termine prea curând și o să-i simțim efectele. Asta este. Și chiar mă gândeam și vorbeam și cu mama că, păi, dacă ai de mers într-o lună la un medic, tu nu mai îndrăznești cu salariul din România să te programezi în două locuri. Pentru că la medic, ca să mergi la, să zicem, să-ți faci un control dentar, da? Tu, ca să mergi la dentist, presupune să mergi de câteva ori, ceea ce înseamnă bani dați. Și la un control nu scapi fără a da 150 de lei. Nu cred că mai sunt controle la dentist sub 150 de lei. Ca să-ți facă o plombă, ajungi undeva la 500 de lei. Mergi în mai multe rânduri, dar tu nu-ți mai permiți în luna aia să te mai programezi și la analize, să mai faci și altceva, pentru că îi dai banii pe care i-ai economisi în mod normal, îi dai la dentist. Și e foarte trist ce se întâmplă. Și casa asta e faină, dar nu... Din față e mai faină. A, și uitați casa pe care v-am arătat-o la început. Asta e fața ei, cumva. Ăla ce v-am arătat eu e spatele. E superbă. Nu se vede prea bine de copaci, dar... Da, haideți că eu aproape ajung acasă, trebuie să urc scările astea și o să închei aici videoul de astăzi. Eu vă mulțumesc tare mult pentru vizionare. Nu uitați să vă abonați la canal, să dați un like acestui video dacă v-a plăcut. Iar până când ne vedem data viitoare, kisses!